Bănel, Andrei, Alin, ce precluzi Dinamo astăzi? Dinamo după două victorii... Da, trece pentru o perioadă foarte, foarte bună. Importante. Da, Dinamo trece pentru o perioadă foarte bună. Va fi un meci frumos, zic eu, din punctul meu de vedere. CFR Cluj vin și după o victorie foarte, foarte bună la Craiova. Fără emoții. Fără emoții. Sunteți două echipe în formă. Vom vedea cine va ieși câștigător. E clar că CFR pleacă cu prima șansă. Absență importantă la Dinamo, cum vă spuneam de marți aici la emisiune, Denis Politic și Ionuț Amzăr nu sunt în lotul care s-a deplasat la Cluj. Ei au plecat la Belgrad pentru că sunt niște probleme pe care le au. Încearcă să le rezolve până duminică, 25 februarie, când teoretic au bilete de întors de la Belgrad. Au făcut ceva mișcare zilele trecute, dar au făcut o mișcare pentru că pur și simplu au fost la antrenament, nu pentru din alte motive. Dar în afară de Politic și Amzăr, cu ceva probleme, spunea și Copicer în conferință, sunt și Milanov și Homau. În aceste condiții e foarte posibil, Andrei, să asistăm diseară la debutul lui Edgar Ie în echipa lui Dinamo. Nici nu mai sunt variante de fundaș. Adică a mai rămas Patrike al nostru, Belkovski, și dacă Homau nu poate, e posibil să intre Edgar Ie, dacă, și sunt sigur că Copici își păstrează gândirea și sistemul acela cu trei fundași centrale. E posibil, da. Plus, scuză-mă, El Kadouri, absență de ultimă oră la CFR Cluj, care l-am întrebat pe Adi Mutu, că mi s-a părut că a ieșit cu probleme la Craiova, dar a zis că e tot ceva temporar, uite că s-ar putea să lipsească niște săptămâni bune. Bun, la Milanov și la Homau am văzut încă din timpul meciului. Homau nici n-a terminat meciul. Da, au terminat în 10, că erau schimbările făcute. Atunci au fost ocaziile celor de la Galați, singurele ocazii au fost când erau în 10, deci au dat semne că nu sunt în regulă din punct de vedere fizic, așa că n-ar fi o surpriză să nu joace. Probabil că nu va schimba sistemul. Acum rămâne de văzut cum va apărea în primul 11 Edgar Ie, pentru că până acum jucătorii aduși de Copici sau în mandatul lui Copici n-au arătat bine la primul meci. Nici Neaore n-a arătat bine la primul meci când a intrat cu Petrolul. Nici Pavlicic n-a arătat bine. Nici fundaș central Velkovski a făcut multe greșeli, deși arătau că au calitate, doar că la primele meciuri au făcut greșeli foarte multe. Așa că Velkovski a greșit chiar și la al doilea meci decisiv cu Rapidul. Primul meci a fost la Petrol și apoi cu Rapidul l-a întors Burmaz acolo. Da, nu e exclus să fie ceva probleme, plus că îți dai seama, jucători noi, mai ales pe linia de fund, adaptare, comunicare cu ceilalți pe linia de fund. Nu știu care e două antrenamente jumate împreună. Da, din punctul ăsta de vedere, e avantaj CFR la meciul de diseară. Alin? Da, cum să spun, nu știu ce poate Edgar încă. Întrebarea este că Dinamo poate să continue pe linia pe care a pornit odată cu meciul de la Ovidiu cu Faru. Acum, să continue pe linia asta ar însemna să câștige la Cluj. Sau măcar să nu pierdă. Sau măcar să nu pierdă. Îi va fi destul de greu, pentru că, în opinia mea, CFR-ul, dacă dă pe lângă ele, cum se zice, cam iese. Deci, din cursa pentru... Cât sunt? Sunt acum sunt 10. 10 puncte față de FCSB, da. Și știe că FCSB joacă acasă cu Botoșani. Nici acolo nu e totul, știu, dinainte, dar... Să știi probabil... că dacă ne uităm pe cotele de la Superbet, victoria lui CFR cu Dinamo este undeva cotată ca și victoria FCSB-ului cu Botoșani. 1.40, 1.45, da. Sunt cam la fel. Bun, aici joacă a treia clasată cu penultima. Dincolo joacă prima cu ultima. Echipele de sus joacă acasă. În mod normal, mari favorite. Acum, da. Tot ce se poate întâmpla altceva ține de domeniul surprizei. Nu știu dacă Dinamo... Deci Dinamo n-a plecat favorită niciunul din meciurile astea câștigate. Nici la Constanța. Eu zic că nici cu Oțelul. Eu zic că nici cu Oțelul nu putea nimeni. Prin prisma faptului că bătuseră la Faru. A, bun, nu știu. Și uite că a reușit să iasă cu bine din două meciuri în care n-a fost favorită. Din nou nu este favorită. Clar asta că CFR-ul e favorit. Însă, da, de-aia e rotundă mingea. De-aia se întâmplă lucrurile astea prin fotbal.
În orice caz, Dinamo, dacă ar fi ținut ștorcul ăsta. Ștorcul e mai... Ștorcul e cam mai greu. Mai spre Covasna. Da, dacă ar fi ținut ștorcul ăsta de la începutul campionatului, dar n-avea cum să se întâmple asta, era în cărțile play-off-ului. Era acum, în ultimele șase etape, cred, 5 sau 6 etape, Dinamo e pe locul 4, într-un clasament făcut pe forma, pe forma la zi. Pe astea care s-au disputat în ultimele. 24, da. Da, 2024. Ultimele. Deci e pe loc de play-off. Da, adică sunt FCSB, Rapid Faru și locul 4 e Dinamo. Păi și ce a pierdut Dinamo? A pierdut la limita limitei limitei. Cu Rapidul, nu, și la Craiova. Și la Craiova, având bară minutul 90 prin Gregorio. A pierdut 3 meciuri. Trei a pierdut. Cu Rapid și la Craiova. Apoi au bătut la Faru și Victorie. Exact. 3-0-3. N-au făcut niciun egal. 6 puncte. Da, e de văzut. Apropo de Dinamo, să vă dau o informație interesantă, că tot vorbeam noi la ultimele meciuri al lui Dinamo despre Mircea Lucescu. Și ieri Mircea Lucescu a fost la antrenamentul lui Dinamo, dar contează și cum a fost. Deci a venit, domnul Lucescu a venit direct de la Salonic, a fost miercuri seara la returul, direct de la Atena, a fost returul la Atena, Panathinaikos cu PAOK, cu o nebunie de semifinală. Dacă ați văzut-o chiar și mai ținea și cu Pau și cu Răzvan Lucescu, chiar da, aveați gol probleme. În minutul 120 egalare, plus egalare 6 120 plus 9 a fost golul așa, care a dus meciul în prelungiri. 2-1 pentru Pau, că a fost 1-0 în tur. Și apoi la loteria penaltilor, Pau Salonica a avut de 3 ori ocazia să închidă meciul. Deci a avut penaltiul decisiv, l-a ratat de fiecare dată. Odată penaltiul 5, penaltiul 6 și penaltiul 7, cred că și la seria 8. Se mai întâmplă, 18 penaltiuri s-au tras, am înțeles, da, nu? Da, la ultima serie au câștigat cei de la Panathinaikos, s-au calificat în final, dar altceva vreau să vă spun. Mircea Lucescu a venit de la Atena și de la aeroport miercuri, joi dimineața, ieri, de la Otopeni direct la Săftica, s-a dus la jucător. Păi n-avea rost să mai treacă pe acasă, că e aproape. S-a dus direct pentru că în momentul ăsta și el e perceput ca un mare talisman al lui Dinamo. Ultimele vizite au fost înainte de meciul cu Faro Victorie, înainte de meciul cu Oțelul Victorie, acum înainte de meciul Fesu cu al Bleu, cred că l-a ținut în Fesu Bleu, cred că l-a ținut în geantă. Pentru că e cald. Vii de la Atena, 20 de grade acum, umbli cu Fesu, dar îl pui acolo, când stai acolo, îl pui, că se pare că și Fesu ăla le-a adus noroc. Cred că s-a creat o punte între el și Copici, că înțeleg că ies pe la masă. Probabil că va veni în continuare atâta timp cât Dinamo va face puncte. Până la prima înfrângere vine, nu? Până la prima înfrângere. Sunt curios dacă Dinamo, de exemplu, va pierde diseară la Cluj, va veni luni înainte de meciul de acasă cu Hermannstadt. Impactează la suporteri foarte mult, la câțiva jucători. Dar impactează acolo și în clasament. Acum nu știu ce știe Abdallah din Madagascar, de exemplu, Lucescu. Intră și el pe Wikipedia să uită, da. Și se pare că e un talisman? Sau pur și simplu niște coincidențe? Sau așteptă și meciul de diseară, că nu înceduie senza trenul, Alin, suntem ca în Până Italia. La urmă, nu s-a născut echipa care să bată pe toată lumea, deci normal. Dacă va continua și rosta, la un moment dat se va... Nu va mai trece Nea Mircea pe acolo, la un moment dat nu se va mai dacă duce. Dacă va câștiga în continuare Dinamo, la un moment dat n-o să mai se prezinte Dinamo la meci dacă nu vine Nea Mircea la antrenament înainte. Adică a fost o echipă pe care Nea Mircea o știe foarte bine, care n-a pierdut 108 meciuri la rând. În anii 80, cealaltă, da. Așa, dar nu cred că e cazul în zilele noastre să mai întâmple lucrurile astea. Și pe urmă, Nea Mircea mai trebuie să meargă și Pungiulești. Adică nu, adică e Dinamo, dar mai e și... La Dinamo vine la antrenament. Și rapid. Pungiulești merge doar la meciuri. La Dinamo merge și la antrenament și la meciuri. Cred că își face programul din când începe play-off-ul, are pe Rapid în play-off și pe Dinamo în play-out. Și atunci o să... Oricum, weekendul ăsta e liniștit, Andrei, că Dinamo joacă la Cluj, Rapidul joacă la Iași, adică nu are... Mai știi ce avion ia și îl vezi pe acolo. Păi da, mai ales că la Iași are foarte mulți prieteni și... A avut și ceva business deschis acolo. A avut, da, da. Deci n-ar fi exclus să-l vedem în tribună și la Iași. La Iași cu Rapid, mâine seară. Un meci foarte, foarte interesant. Hai să povestim puțin și de meciul de diseară, Cristi, CFR Cluj cu Dinamo. Un meci care se anunță interesant de ambele părți. Interesant pentru că avem un CFR care a câștigat 3 partide în ultimele 4 meciuri.
și pierdut în meciul cu Rapid, unde spun că n-am fi meritat să câștigăm, dar probabil un rezultat de egalitate, având în vedere cum am luat golul la cea de diere, ar fi fost echitabil, probabil. În rest, am dominat adversarele și întâlnim un Dinamo într-o revenire, o surpriză plăcută a acestei perioade din fotbalul românesc. Un alt fel de Dinamo față de cel care a început campionatul. Repet, fotbalul românesc are nevoie de cluburi, de echipe care au reprezentat ceva în istoria fotbalului românesc, echipe de tradiție, și Dinamo este una din acele echipe. Asta nu înseamnă că respectăm în anumite limite. În rest, noi vom face tot ce depinde de noi pentru a câștiga în limitele fotbalistice și sper respectarea regulamentului. Da, oricum, Alin spunea și sunt de acord cu el, că dacă nu bateți diseară pe Dinamo, se cam duce departe. Nu numai diseară, există presiunea asta. Există presiunea, și da. Și de a juca înaintea FCSB-ului, cronologic vorbind, că săptămâna trecută a fost la fel. Adică, dom'le, ca să rămâi pe acolo, trebuie să ți le cam câștigi pe toate astea din sezonul, câte mai sunt? Patru etape, patru bucăți. Sezonul regulat, adică... E important nu doar acest meci, și etapele următoare. Sigur. Degeaba câștigăm o partidă dacă nu legăm victorie. Și-s grele, m-am uitat pe la Farul, vă duceți, nu-i ușor. Oțelul vine la voi. Este... Nu, se duc în deplasare, că a fost meci egal în tur. Avem două în deplasare. E frumos campionatul și interesant și consider că am avea ce să vindem, avem de ce să scriem, avem despre ce să povestim. Avem meciuri în care... se poate întâmpla orice, cu surprize, cu răsturnări de situații în clasament. E diferit, adică mult mai frumos campionatul în acest moment. Să știi că eu am trăit surpriza, am fost câteva zile în Albania săptămâna asta. Dom'le, oamenii, sunt mulți kosovari care au venit încoace în campionatul românesc și oamenii și-au pus diverse antene, diverse... Deci, să vadă Superliga? În Tirana trăiesc și mulți kosovari și să vadă meciurile... campionatul românesc. Exact, adică știau, m-au văzut pe mine cu niște training-uri de-astea și-au dat seama... Păi, Salim, Buzărin, român! Vreau să vă spun că la telecabina, ca să vedeți ce mică e lumea, la telecabina din Tirana care merge sus, cu cine mă întâlnesc? Costin Lazar. Bang! Hop, așa, era și el pe acolo, da. Deci, campionatul românesc, iar oamenii față de nivelul de acolo, unde acum e o echipă, Egnatia, pe primul loc, deci nu Partizan, nu Dinamo, apreciază drept bun nivelul. Și erau oameni care se uită la meciuri, în general. Deci, apreciază nivelul meciurilor din România bun. Știau de Rapid, că joacă kosovarii lor pe acolo, știau de CFR, că a fost Krasniqi anul trecut pe acolo... Deci percepția, adică noi acum zicem că produsul se depreciază din cauza discursului președinților, patronilor oficialilor, dar există și o percepție luminoasă asupra fenomenului, faptul cum sunt văzut. Cum... Dar nu e datorită acelor declarații. Nu, aia nu înțeleg declarațiile, îți dai seama. Datorită fotbalului. Da, nu, și atmosferă. Datorită prezenței unor Rahmani, Krasniqi, Berisha, da, sunt... Sunt mulți... A, da, știau și de Berisha acum, că a debutat la Petrolul. A, da, eu am azi duminică acolo și aia... Știau ăia înaintea ta, a? Și el a dăduse vile, a jucat 10 minute. Îmi aduc aminte cum am fost pictați, ca să fiu elegant, după meciul împotriva kosovarilor de la Balcani, când am obținut un rezultat de egalitate și când spuneam, atenție mare, Kosovo, noi care i-am întâlnit și care... a fost o surpriză și pentru noi, este mult mai sus decât ne imaginăm noi. Când spuneam acest lucru, lumea zicea, dom'le, iarăși exagerează ce de la ce trebuie. Și acum jumate din ăia sunt pe aici, în campionat. Ne-am lovit și sunt printre cei mai buni jucători din campionat. Nu știu dacă mai fi rămas cineva acolo. 1-1 la Balcanii când a egalat Iuri pe final, nu? Exact. Da. Și aici 1-0, adică parcă, nu mai știu. 1-0 nu te meci. 1-0, da. O echipă care venea de nicăieri, puține informații. Păi în dubla aia l-ați ochii voi pe Krasniqi. Atunci l-am ochii. Și vă mai plăcea și un fundaș dreapta de pe la ei, parcă, nu mai știu, care v-a dat și gol, cred că, care a dat golul meciutor. Nu mai știu cum îl cheamă. Unul blonduț, așa, da. Gheorghe Caliu, așa ceva. Nu, un nume scurt, 4-5 litri, în fine. Am creat și piste false, tinta era Krasniqi.
Deci era, era una dintre pistele false, fundașul dreapta, ca să ajungeți la Krasniqi, nu? Așa este. Am înțeles. Ăla de știu era Hisai, ăla de la din 4-5. Ăla Hisai a fost la Napoli, lasă că nu. Nu, vă spun, vă spun eu imediat. N-ajungea Hisai la ce fel. Ăla a dat golul în meciul din tur 1-1. El a deschis. Dar interesant că poate deschide așa o piață. Păcat că nu prea au bani albanezii și kosovarii ca să vindem drepturi TV și acolo. Că decât să stea fiecare să-și pună câte o pălărie, de-aia mai bine își bagă până cablu direct. Ne bucurăm dacă o să ajungem să aducem 1-2 japonezi. V-ați gândit și la pista asta? Acolo, da. Doar păi, că sunt scumpi. De la ar nivel de cubo de ăștia sunt scump rău, adică ea joacă prin Champions League. Ar fi frumos să aduci 2 japonezi buni și să transmiți și acolo, să vin pe tot TV acolo. Păi ar... da, luați pe Takayuki de la Petrolul. Care are 40 de ani. Sau luați pe Minnesota de la Hermannstadt, că tot termină contractul. Da, 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 da. Nu luați pe Minnesota, Cristi, că voi mai folosi strategia asta de a lua jucători care sunt liberi în vară. Nu. Nu vă interesează Minnesota? Nu. Nu. Tacil cheamă pe kosovar, să știi. Cum? Căutăm jucători români, din păcate greu de găsit. Și greu de găsit și scumpi. Faceți și voi altfel, vedeți cu cine jucați etapa viitoare. La Galați. Spuneți că, nu, și spuneți că vreți 2-3 jucători de acolo, după aia etapa cealaltă. Ce vrei să zici? Și ce vrei să spui, Aline? Că e un procedeu care funcționează, se practică. Nu funcționează, că Gigi Becale chiar i-a luat. Și pe Al-Hasan, păi, și pe Rispeni, pe nu doar mai și a unii, dacă, de exemplu, când juca cu FCU-l, vrea pe Bahasa. Și în afara perioadei de transferări. Da, da, bineînțeles. Da, da, da. Bineînțeles. Și nu pentru că sunt în ultimele 6 luni, să ne înțelegem. Mm-hmm. În afară de Caduri pe diseară, mai sunt alte probleme la echipă? Înțeleg că va intra Camora din primul minut. Camora, probabil că putea să intre și etapa trecută, dar l-am mai protejat. Abei, care... S-a întors Abei? Și... Mai auzit? S-a întors Abei, nu? Da. Deci în afară de El Caduri, tot lotul este valid. Restul lotul valid. Revine Tacilis după amendă, suspendarea care a avut-o. Încercăm să le zicem jucătorilor și ca dovadă că vrem să sprijinim arbitrii, le explicăm jucătorilor să nu mai protesteze. Urăsc să protesteze și am avut discuții repetate rândul cu ei, a fost sancționat și pentru că nu a ascultat. Noi am avut discuție cu el înainte de a lua cartonașele. Și dacă nu ții cont de părerea celor din conducere, atunci poți consecințele. Ai avut o discuție și cu El Caduri să-l anunți că e amendat? Să discut. Păi, ne spusese Adi Mutu, marți aici la Fanata Superliga. Important ce decidem noi. Uh-huh. La jucători ne comunicăm ceea ce am decis. A scăpat de amendă, nu să înțeleg? Nu facem diferență între jucători. El Caduri va avea parte de același tratament ca și Tacidi sau care și orice alt jucător. Dar cât stă El Caduri, apropo de problema aceasta medicală? Doar gradul 1, e o leziune minoră. Asta înseamnă important că... E să tratez musculară, e important să tratez corect. Pentru că o recidivă ar aduce o perioadă de repaus mult mai mare, de recuperare. Ce înseamnă să tratezi corect? Înseamnă că s-ar putea să plece și la Belgrad sau doar rămâne la Cluj? Da. Pleacă la Mariana. Deja. I-auzi că este. Deja e acolo. E acolo. Păi se întâlnește cu Politic și cu Amzăr. Au CFR cu Dinamo acolo astăzi. Că și cei doi sunt acolo. Din păcate apar probleme musculare. El Caduri chiar e un jucător profesionist. Și, din acest punct de vedere, n-avem ce să-i reproșăm. S-a accidentat la antrenament. Atunci când ai antrenamentele cu intensitate, există și asemenea riscuri. Am înțeles. Am văzut și am rămas puțin surprins. Nu știam că sunt atât de fanatici suporterilor CFR Cluj. Nu știu dacă ai văzut sau știi ce au făcut aseară la hotelul Dinamo. Mi se pare o tâmpenie. Din punctul meu de vedere, este o mare prostie. Ai văzut imaginile? Greșit. Am văzut imagini, nu știu că la hotel sau nu, dar și noi am pățit-o. Adică mi s-a întâmplat de multe ori să ne-am zis la meciuri și nu poți să fii de acord. Nu accepti când ți se întâmplă ție, n-ai cum să fii de acord și dacă au parte de același tratament și adresarele. Nu e normal, adică în afara fotbalului, zic, de vedere. Astea se petreceau acum 20 de ani când puneau lăutarii să cânte jos în restaurantul. Acum, nu știu dacă a fost la Jiu, înainte de meciul cu Benfica. La Jiu, da, da. Atunci stătea Benfica acolo și ăștia au început cu taraful și cu... Mă rog.
1900, da, acum 40 de ani. Practic, mi-este greu să le accept. Da, deci cu Dinamo diseară, Cristi, normal că acceptați doar victoria, apoi două deplasări la Galați și la Faru și terminați acasă cu Hermannstadt, meciuri dificile. Meciuri și toate deplasări dificile. Sunt dificile. Și noi, și adversarele, și cele echipele cu care luptăm pentru anumite obiective, și ele au meciuri dificile. I-ați pregătit ceva frumos lui Deac pentru meciul de azi? Păi, o să vadă. Sper să ne pregătească el ceva frumos. Deac diseară face, meciul, dacă va juca, meciul numărul 400. 400, da. E foarte mult. E foarte mult în ideea în care aș lipsi niște ani, că așa pe vremuri jucători, Dănciulescu s-a dus primul peste... Era undeva la 500, dacă nu lipsa, da. Numai Dănciulescu are 500, da. Costică Ștefărescu are 490 ceva. Deja când intrai în clubul ăla 400, dar a însemnat 16 ani de jucat pe care aici. A fost Florea condus Ispir mult timp de Florea Ispir. Da. Florea Ispir, Cazan, Paul... Nu știu. Deci e o surpriză cu Deac de seară. Dar aia jucau numai în România. La cum arată Danciu, putea să joace și acum. Da, era deja la 700 de meciuri. Danciu a lipsit puțin cât a jucat pe la Alicante, vreo jumătate de an sau un an. S-a mai fost plecat puțin și în, China, Turcia, sau... nu, în Turcia. Puțin. Și în China. Și în China, da. A lipsit și Danciu vreo 3 sezoane. Nu mai sunt anii ăia în care jucai 17 ani la o echipă. Cristi, apropo de program... Pregătirea fizică e foarte importantă. Și viața extrasportivă, corect. Viața extrasportivă, pregătirea fizică, recuperarea, vitaminizarea, alimentația, detalii care fac diferența. Păi Deac arată mai bine acum la 38 de ani decât arăta la 26 sau 25, da, înainte că... să plece la Schalke. Atunci. Se mai și se pregătește altfel. Mai e și antrenorul. După ce a fost în Germania, a venit cu altă viziune și mentalitate. Da, deci acea perioadă la Schalke a schimbat... Da. I-a schimbat mentalitatea. Te-am întrebat de ți-am spus de program și te-aș întreba ce echipă preferi și tu, dacă ai vreo preferință în play-off, care să fie așa să echipă? Ai vreo preferință pentru CFR Cluj? Nu am preferință. Mă gândeam că poate vrei un Cluj ca să scăpați de o deplasare. Așa. Clujul preferăm. Da, Clujul ar fi una din preferințe. Pentru că am jucat foarte bine meciurile de acasă, atunci când i-am avut în tribuna pe suporterii de la Cluj. Și ați făcut și un meci extraordinar în tur pe Cluj Arena. Acolo și 4-0 acum. Păi stai, acum 4-0. Eu vorbesc de meciul tur care a fost cu răsturnări. 4-3 ăla. 4-3, da, am fost la meci. Păi a mai fost un 4-0. Exact. Ultimele două meciuri acasă au fost 4-0. Da. Sunt curios cum ar arăta Cluj cu CFR în play-off. Cum ar arăta dubla asta? Frumos, pentru că și Clujul joacă bine, adică are meciul cu FCSB, probabil am putea spune că FCSB a avut șansa. Când ratează gazdele penalti, poți să spui și așa. Au șansă. Și noi nu avem suspiciuni, întâmplarea face că și știm pe Nistor, noi nu avem suspiciunile pe care le are Gip, chiar dacă nu s-au ratat. Vă gândiți că în etapa aceasta, după ce termină etapa, puteți urca pe locul 2? Nu. Sau vă interesează mai mult ce face FCSB-ul decât faptul Rapid? Faptul că pentru noi e important să câștigăm meciurile noastre. Asta e important. Și da. Dacă te ocupi de adversare, fotbalul te pedepsește.